Un verset din Biblie și meditația zilei. Fiți binecuvântați, iubiți frați și surori întru Hristos Domnul. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Versetul zilei de astăzi îl găsim în 1-a epistolă către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel, în capitolul 2 cu versetul 9. Ci precum este scris, cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El. Iubiți frați creștini, în viața de credință există foarte multe binecuvântări, dar cea mai importantă este aceea că ne stă în față slava cerească. Chiar dacă pe pământ există lucruri minunate și experiențe netăgăduit de frumoase, totuși există lucruri mult mai frumoase și mai minunate în cer. Aici pe pământ nu vom putea cuprinde și înțelege toate acele minunății. Când oamenii își laudă marfa pe care o au expusă spre vânzare, de multe ori lauda e superioară calității mărfii. Dar dacă Dumnezeu ne promite ceva, atunci acest lucru este superior puterii de exprimare în cuvinte omenești. Ce n-a văzut ochiul, urechea n-a auzit și la mintea omului nu s-a suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Cuvintele acestea ar trebui să fie un verset de aur pentru fiecare creștin și toată viața lui să fie axată pe cei veșnic, minunat și netrecător, fiindcă numai dacă avem această țintă Duhului Dumnezeu, ne poate descoperi minunăția care există în Dumnezeu și tot ce El a pregătit pentru noi. Numai prin prisma veșniciei și slavei putem înțelege ce ne așteaptă acolo și putem să apreciem că pe pământ toate sunt trecătoare, ca să nu fim cuprinși de cele pământești. Ne cade așa de greu să ne desprindem de lucrurile pe care le avem, să ne dezlegăm inima de ele și să o alipim de cele pe care Dumnezeu le-a pregătit în slava Lui de lumină. Cine o face prin puterea Lui Dumnezeu și prin har, aceluia lumina veșniciei îi va descoperi că necazurile și greutățile în vremurile noastre nu merită să fie puse alături de ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu în lumina care ne așteaptă. Un asemenea om învață totodată prin puterea Lui Dumnezeu să stea deasupra acestor lucruri trecătoare. El învață prin lumina care vine în el din veșnicie să deosebească lucrurile importante de cele mai puțin importante și să evalueze lucrurile după valoarea lor veșnică. El știe totodată că încercările, luptele și ceasurile negre în viața noastră, în lumina veșniciei, au o valoare mai mare decât cele frumoase, ușoare, în care ni se pare că ne merge bine. Un om al veșniciei pricepe totodată și faptul că cel mai important lucru pe care l-a pregătit Dumnezeu pentru veșnicie este chiar El, Dumnezeu. În El sunt ascunse ținta, conținutul și adevărata bucurie a vieții noastre. De aceea trimiteți inima acolo unde se află veșnicia. Dumnezeu și slava cerească sunt cele mai importante lucruri pentru un pământean. Amin. Iisus Hristos cu voi, cu toți. Amin.